Am fost cu toții martorii întăririi forțelor Federației Ruse în Ucraina, a spus Klaus Iohannis astăzi în contextul summitului de la București, care se apropie de final. Întâlnirea privește statele membre situate pe flancul estic al alianței, iar importanța discuțiilor este una majoră înaintea reuniunii NATO din iunie. Formatul București 9 și-a dovedit valoarea adăugată, transmitând mesaje de coeziune către și între toți membrii alianței de pe flancul de est. Întotdeauna discuțiile au fost substanțiale. Întărirea și aprofundarea pe mai departe a legăturii transatlantice, care rămâne în continuare baza alianței noastre, reprezintă un obiectiv pe care îl avem cu toții în comun. Și aș vrea să-mi exprim aprecierea deosebită pentru președintele Biden și noua administrație SUA pentru sprijinul reînnoit față de NATO și articolul 5 al tratatului de la Washington.